Mulțumim pentru invitație și prezența dumneavoastră la o conferință de presă a Partidului Național Liberal, Organizația Municipală Roman. Prezența noastră în fața dumneavoastră are ca obiectiv, în principal, prezentarea și lansarea și la Neamț a programului pentru alegerile europarlamentare pe care l-au candidații noștri. Înainte de a intra în temele de bază ale conferinței de presă, eu vreau să mulțumesc gazdelor, domnului președinte și deputat Dan Laurențiu Leoreanu, că eu sunt învățat invers. Da, dar invers și corect. Da? Da. Pentru găzduire, la fel și domnului primar Micu pentru faptul că este și gazdă și în același timp și implicat în evenimentele cu zilele orașului și reușește să fie și prezent în mijlocul nostru. Și cu permisiunea dumneavoastră am să vă propun următoarea formulă de a participa astăzi în conferința de presă. Domnul președinte al Organizației Municipale Roman să preia, să prezinte partea politică a programului, continuă pe partea administrativă domnul primar și cu permisiunea dumneavoastră închei prin câteva mesaje la fel pe partea politică. Dacă sunteți de acord, domnul președinte, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnul președinte, bună ziua, vă salut și eu. La mulți ani tuturor romașcanelor de zilele municipiului Roman. Ne apropiem de partea finală a campaniei electorale. Vreau să vă spun că în această perioadă ne-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni și din municipiul Roman, dar și din comunele din județul Neamț. În jur de 30 de comune au fost vizitate de mine și fiecare din colegi, președintele partidului, domnul Cozmanciuc, domnul senator Țapu, primarii municipiilor, domnul Cianicu, domnul Dragoș Chitic, au mers, au discutat, au prezentat programul nostru, ceea ce ne dorim, o radiografie a momentului în România. Vreau să vă spun câteva lucruri despre ceea ce avem în momentul de față și pentru că poate acum, mai mult ca niciodată, aceste alegeri sunt foarte importante. De aceea încep și am să sfârșesc în discursul meu într-un îndemn. Haideți să mergem la vot. Este vorba de soarta României și de destinul fiecărui romașcan. Pe 26 mai vă așteptăm să fiți alături de noi, să votați cea mai bună listă de candidați pentru funcția de deputat european a Partidului Național Liberal, aflată pe poziția 5. De ce este atât de important să facem acest lucru? Pentru că Partidul Social Democrat se află la conducere în această țară din 2012. De când a venit guvernul Ponta, urma de toate celelalte guverne, Grindeanu, Tudose, Dăncilă și așa mai departe. După 7 ani, putem vedea că rezultatele sublime, deosebite, cu implicare, sunt aproape de zero. Și o să vă explic de ce sunt aproape de zero. Veneau în studiouri de televiziune în campanie PSD-și de frunte și asumau proiecte pe care le vor face în timpul guvernării PSD. Au asumat 6 autostrăzi că vor fi făcute în România. Astăzi întrebăm, din acele 6 autostrăzi s-au făcut 4? Nu. Măcar 2? Nu. Dau una. Nici măcar una. Nici măcar n-au început. Mai mult decât atât, nu au depus nici solicitări pentru bani europeni. Comisarul european, adică cum ar veni ministrul dezvoltării pe Europa, a anunțat foarte clar că guvernul PSD nu a depus nicio solicitare, deși avem aproape 5 miliarde de euro pentru infrastructură mare. Nu am depus solicitări să construim autostrăzi în România. Au asumat că vor face 8 spitale regionale. Noi la acea vreme am spus, haideți să prioritizăm și măcar 3 să facem mari. Unul la Iași, unul la Cluj, unul la Craiova, precum e spitalul din Viena, cu dotări, cu personal calificat, astfel încât și românii să se bucure de servicii medicale de calitate. Au spus că nu e nicio problemă, vor face cele 3 spitale regionale. Astăzi vedem, nu că n-au reușit nici măcar 2 sau 1, dar nici măcar n-au început vreunul, nici măcar n-au depus scrisoare de intenție pentru a obține acești bani de la Uniunea Europeană, deși comisarul european a anunțat că sunt 6 miliarde de euro pentru infrastructura spitalicească și puteam construi din acești bani spitale regionale în România. Deși România este contributor la bugetul Uniunii Europene și noi pe acest exercițiu financiar de 7 ani, cum e construit bugetul Uniunii Europene, venim și contribuim la bugetul Uniunii Europene cu 17 miliarde de euro și avem alocat bani pe care i-am putea lua prin proiecte 41 de miliarde de euro, noi până la această oră n-am reușit să atragem decât 1,7 miliarde. Adică în loc să atragem aproape de 3 ori mai mult decât am dat, noi am reușit să atragem până acum de 10 ori mai puțin decât am contribuit la bugetul Uniunii Europene. Asta e performanța pe care a reușit-o PSD. De unde autostrăzi, de unde spitale regionale? Au promis că modernizează 11.000 de școli în România. În fapt, în momentul de față, avem 1.700 de unități școlare cu toaletă, cu WC-ul în fundul curții. Domnule, eu mi-aș pune următoarea întrebare. N-ați putut, n-ați știut, n-ați vrut să faceți autostrăzi. N-ați putut, n-ați vrut, n-ați știut să faceți spitale. N-ați putut, n-ați știut, n-ați vrut să faceți școli. Dom'le, dar 1700 de WC-uri se puteau face școală în țara asta. De luam câte 3 miliarde de la fiecare minister, făceam un buget la Ministerul Învățământului și făceam un proiect național pentru a reabilita toaletele în unitățile școlare din România. Nu e posibil în mileniul 3. Când unele țări vorbesc de trenuri de mare viteză, când unele țări vorbesc de stații de deplasare pentru a crea colonii pe lună, noi să vorbim că avem încă toalete pentru copiii noștri în lanul de păpușoi. Nu e posibil să nu avem o chiuvetă și o veciu pe care să le folosim civilizat, să învățăm pe copii să folosească civilizat și să-i protejăm de microbi, de virus. Asta e o radiografie reală a României. Asta e România mileniului 3 în care trăim, în care toate țările europene se dezvoltă, iar noi batem pasul pe loc după 7 ani de guvernare PSD. Au spus că, în schimb, au venit și au crescut pensiile. Haideți să vedem în fapt ce pensii au crescut. Știți că legea în vigoare spune foarte clar că pensiile se indexează cu un coeficient dat de o formulă în care intră inflația și creșterea salariului mediu brut pe economie. Ei, în acest an, calculat acest indicator de corecție, este de 9%. Din ianuarie, pensiile trebuiau să fie corectate cu 9%. Să luăm un exemplu foarte clar și ușor de calculat. La o pensie de 1000 de lei, un om care în ianuarie 2019 avea pensia de 1000 de lei, ar trebui să aibă o creștere lunară de 9%, adică 90 de lei pe lună. În 12 luni cât are acest an, însemna 12 ori 90, ar veni 1080 de lei. Cu atât ar trebui să ia mai mult un pensionar cu o pensie de 1000 de lei în ianuarie 2019 la sfârșitul anului 2019. În timp, printr-o măsură și o atitudine populistă, guvernul PSD vine și spune: nu, noi vom crește cu mai mult, nu cu 9%, cu 15%. Dă curaj, dă energie, dă emoție oamenilor. Dar, în fapt, acum urmează partea urâtă a lucrurilor. Numai că noi, spune PSD, nu vom crește pensiile din ianuarie, ci din septembrie. Păi din septembrie până în decembrie îți rămân doar 4 luni, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. 15% la o pensie de 1000 de lei înseamnă 150 de lei pe lună. Ori 4 luni înseamnă 600 de lei. Păi tu, guvern, trebuia să-mi dai mie pe anul acesta, la o pensie de 1000 de lei, 1080. Tu îmi dai 600. Bașca faptul că toate prețurile la combustibil, la curent electric, la gaz, la produse industriale, la produse alimentare au crescut. Deci, de fapt, îmi dai cu o mână și îmi tai cu două. Cu două mâini ai înapoi. Se dă cu o mână acea mică creștere din septembrie până în decembrie și se taie cu două mâini. Una, pentru că îmi face anul din 12 luni doar de 4 luni și doi, pentru că deja mi-au crescut toate prețurile, toate costurile și acea brumă mică de creștere este mâncată înainte ca omul să o simtă în buzunar. Adică puterea de cumpărare scade. Hai să suntem cu realitatea. Matematica nu minte niciodată. De aceea vă spun că în această realitate noi trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în viața politică, pentru că, repete, vorba de soarta României și destinul fiecărui român. Pentru că echipa noastră este o echipă puternică și competentă și pentru că România are nevoie de fonduri europene, de autostrăzi, de spitale, de școli, de un nivel de trai mai bun pentru toți la un loc și pentru fiecare în parte. Vă invit încă o dată, pe 26 mai, să fim împreună pentru a vota echipa Partidului Național Liberal aflată pe poziția 5. Doamne ajută și cu toți împreună pentru a pune România în primul rând. Vă mulțumesc! Doamne ajută și mulțumesc și mulțumim pentru pledoarie și pentru faptul că ați explicat foarte corect realitatea, pentru că asta este realitatea. Și în continuare am să-l rog și pe domnul primar Lucian Micu să prezinte și realitatea, dar și proiectele pe care le poate realiza cu o echipă competentă de europarlamentari care să știe să folosească Bruxelles-ul ca instrument favorabil României, nu ca un pol cu care să se certe. Vă rog, domnul primar. Da, eu plec de la premiza ultimilor 2 ani și a ceea ce a însemnat guvernarea pentru administrația publică locală. În condițiile în care, prin mult trâmbițata revoluție fiscală, s-a creat iluzia că salariații vor câștiga mai mulți bani, administrațiile publice locale, primăriile, au fost văduvite de sume importante de bani, sume care erau destinate tocmai sectorului de investiții. Am obținut la un dat, prin intermediul Asociației Municipiilor din România, promisiunea Guvernului că anul trecut, pe parcursul anului trecut, urma, printr-o rectificare bugetară, să se acopere toate acele pierderi. Însă ce am observat? Că, deși, și vă dau exemplu municipiului Roman. Municipiul Roman anul trecut, în urma revoluției fiscale, a pierdut 7,6 milioane de lei, 76 de miliarde de lei vechi. Ne-am așteptat în vară, așa cum a promis guvernul, că va compensa această sumă. Din păcate, la rectificarea din vară, a mai pierdut vreo 170 de miliarde, aproape 2 miliarde. Deci, nu numai că ne-au compensat, dar ne-au mai luat din bani. Și acest lucru nu s-a întâmplat numai la Roman, ci la mai multe primării. Am avut din nou discuții în toamna anului trecut și în primăvara acestui an, pentru că știți foarte bine, guvernul a venit foarte târziu cu bugetul în Parlament și în momentul în care am văzut formula de calcul, într-o primă etapă am fost bucuroși că urma să primim mai mulți bani. Însă guvernul a considerat de cuvință că dacă ne dă o brumă de bani suplimentari, hai să ne bage o cheltuială. Și cheltuiala, din păcate, este net superioară sumelor care au intrat suplimentar. Ceea ce înseamnă că dacă noi încasăm, să spunem, din impozitul de pe venit suplimentar undeva în jur de 3-4 milioane de lei vechi, 30-40 de miliarde de lei vechi, cheltuiala care ne-a fost alocată este undeva în jur de 100 de miliarde de lei vechi. Deci, iarăși, încă o dată am mai pierdut în jur de 6 milioane de lei noi, 60 de miliarde de lei vechi. Ori, în aceste condiții, e clar că motoarele de dezvoltare ale economiei, care sunt date de municipalități, de municipii, ne place, nu ne place, în jur de 70% din populația României trăiește la municipii, e clar că există o frână pusă din acest punct de vedere. Mai mult decât atât, se constată în ultima perioadă și o lentoare în ceea ce privește evaluarea proiectelor cu finanțare europeană. Noi avem depuse la Roman 18 proiecte cu finanțare europeană, 8 deja au fost câștigate și sunt în curs de implementare, celelalte 10 nu prea mai știm nimic de ele. Am primit doar, în ceea ce privește 2 proiecte cu finanțare europeană, e vorba de modernizarea sistemului de iluminat public și de extinderea ambulatorului. Am primit notificări că am trecut de faza 1, faza eligibilității administrative și că sunt în faza de evaluare tehnică-economică. De vreo lună jumătate nu se mai aude nimic. Adică, pe de o parte, se vine și se spune, da, avem nevoie să atragem fonduri europene și guvernul asta ar trebui să facă, spre asta ar trebui să se preocupe. Din păcate, iată că observăm pe partea cealaltă, nu se întâmplă absolut nimic. Iar de celelalte proiecte, nu se mai știe absolut nimic. Când sunăm la Agenția de Dezvoltare Regională, ni se spune că sunt în evaluare și atât. Ceea ce e total neplăcut pentru administrațiile publice locale, pentru că nu se pot dezvolta și nu pot face proiecte pentru cetățeni. Bașca sumele de bani care au fost pierdute. Acum vreau să fac și eu o pledoarie pentru lista de europarlamentari a PNL, motivat de faptul că în primii 10 în această listă se află doi primari de municipii. Doi primari de municipii care știu foarte bine problematica administrațiilor publice locale și aici nu e vorba numai de municipii, ci de toate administrațiile publice locale. Până la urmă și comunele pot fi subiecții ai finanțărilor europene. Până acum actualele linii de finanțare nu au prevăzut puncte suplimentare pentru comunitățile mai mici, pentru comune, pentru orașele mai mici, municipiile mai mici și de aceea faptul că PNL a reușit să pună pe lista de candidați la Parlamentul European doi primari care provin din administrația publică locală, cred eu că reprezintă cel mai mare avantaj pe care l-a putut crea vreodată un partid politic. Municipiul Alba Iulia cred că este bine cunoscut de toată lumea și cât de mult s-a dezvoltat, cel puțin pe latura smart, pe latura tehnologizării, iar municipiul Arad s-a dezvoltat foarte mult atât în ceea ce privește infrastructura, cât și atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă. Cred eu că prin prezența celor doi europarlamentari pe această listă, e clar că vom avea foarte mult de câștigat la nivelul comunităților locale, pentru că avem oameni capabili să discute la Comisia Europeană punctual pentru exercițiul viitor financiar, pentru că din păcate trebuie să recunoaștem că actualul exercițiu financiar este compromis, a fost negociat foarte prost, ghidurile de finanțare au apărut foarte târziu și iată-ne că după 4 ani trecuți de acum de finanțare europeană, nu am reușit să atragem nici măcar 10%, cred, din sumele care ne-au fost alocate. Ceea ce înseamnă un decalaj pe care nu știu dacă vom putea să-l reluăm, iar sumele care au fost atrase la sfârșitul anului trecut pe proiectele retrospective și nici de cum pe proiecte viitoare, pe proiecte negociate prin ghidurile de finanțare. Ceea ce înseamnă că următorul exercițiu financiar va trebui să fie discutat de niște oameni capabili, niște oameni profesioniști și niște oameni care au arătat performanță în activitatea pe care au făcut-o. De aceea și eu vă îndemn pe data de 26 mai, în primul rând să ieșiți la vot într-un număr cât mai mare. Este cel mai important lucru și determinant pentru a putea cere de la cineva să facă ceva. Prima dată trebuie să ieși la vot și să-ți exprimi opțiunea. Și da, cred eu că Partidul Național Liberal, pe de o parte și prin apartenența la Partidul Popular European, care este cel mai mare grup de parlamentari din Parlamentul Europei, poate da cele mai bune soluții pentru administrațiile publice din România. Așadar, 26 mai, poziția 5 pe buletinul de vot, candidații Partidului Național Liberal sunt cei mai buni, e cea mai bună opțiune pentru dumneavoastră și vă vom demonstra că dacă vom avea un Parlament European, parlamentari europeni care să ne apere interesele noastre ale comunităților locale, lucrurile vor evolua în direcția pe care ne-o dorim și mult așteptată dezvoltare la nivelul comunităților noastre nu va întârzia să apară. Vă mulțumesc! Domnul primar, mulțumesc frumos și pentru prezentare și pentru faptul că ați atins foarte corect latura administrativă și dimensiunea europeană pe care vreți să o dați municipiului Roman și zonei metropolitane și am convingerea că, la fel cum a reușit și domnul primar la momentul respectiv, Dan Laurențiu Leoreanu, veți face și dumneavoastră și împreună această echipă va reuși să facă aici o adevărată metropolă de dezvoltare, pentru că poziționarea municipiului Roman într-o zonă a axelor de transport pe care ni le dorim a fi dezvoltate, dar și așa cum sunt ele, oferă o posibilitate reală de atragere de investitori și de poziționare pentru crearea de noi locuri de muncă. Vreau să menționez, dacă îmi permiteți, câteva aspecte și eu spre finalul conferinței de presă. Și aș structura sub următoarea formă. 1. Ce au făcut colegii noștri europarlamentari, 2. Ce vor face, 3. Ce nu au făcut cei care sunt și ei în momentul de față în actul de guvernare sau decid soarta României de foarte mult timp și 4. În final, cu permisiunea dumneavoastră, ce o să vrem să faceți și ce să facem. Și când spun ce au făcut colegii noștri, aș începe în primul rând cu un exemplu pe care fiecare dintre noi îl folosim în fiecare zi și l-am folosit și înainte. Roaming-ul, telefonul. Adina Vălean este cea care a reușit și a redus taxele de roaming, adică a făcut ca orice cetățean român care merge în Uniunea Europeană să aibă același tarif, la fel ca în România. Fiecare dintre cei care suntem astăzi aici și foarte mulți din cei care vă urmăresc, vă citesc, sunt oameni care au fost în Uniunea Europeană și înainte și acum. Faptul că avem un serviciu de aceeași tarifare de calitate, de aceeași calitate și tarifare, este meritul unui europarlamentar român, Adina Vălean, care este și acum pe lista de candidați la alegerile europarlamentare pe poziția 5. Al doilea exemplu pe care l-aș da. Un lucru cu care ne confruntăm fiecare dintre cei care suntem în momentul de față ancorați în realitatea din România, și anume agricultura. Subvențiile pentru fermieri. Creșterea subvențiilor pentru fermier este munca unor colegi din grupul PPE împreună cu europarlamentari români. Siegfried Mureșan este unul dintre ei. Creșterea subvențiilor la 59 de miliarde de euro este un exemplu pe care iarăși îl putem demonstra. Al treilea lucru, și iarăși îl menționez pe Siegfried Mureșan, transportul gratuit pentru tineri, programul discover.eu, iarăși este un lucru pe care l-au făcut colegii noștri europarlamentari. Deci v-am dat trei exemple despre ce au făcut. Nu vom intra acum foarte mult în disecarea lor, în diseminarea informației, dar promovați-le pentru că sunt realități pe care le putem simți fiecare dintre noi. Despre ce vor să facă? Vă spun și eu față de ceea ce au spus colegii mei, întărind și completând. Alocare de fonduri pentru reabilitare termică. Suntem în municipiul Roman. Știm foarte bine ce a făcut și domnul primar la momentul respectiv, Dan Laurențiu Leoreanu, și actualul primar, cât se chinuie de mult să atragă fonduri pentru tot ce înseamnă reabilitare termică. Vor fi axe de finanțare specială pentru reabilitare termică și reconstrucția clădirilor de patrimoniu. Al doilea lucru, axe de finanțare pentru ceea ce înseamnă eficiență energetică și pentru aducerea de gaz. Acest lucru, iarăși, nu trebuie uitat și nu trebuie menționat aici în zonă, este foarte bun și în Roman, dar și în zonă este foarte bun, un bun exemplu, comuna Gherești, unde domnul primar la fel muncește foarte mult pentru a crea un pol de dezvoltare și pentru a avea stații de transformare. La fel și pe zona Târgu Neamț, colegii primari de acolo, de la Răucești, Ghindăoani, Bălțătești și cu celelalte comune, au creat un grup de lucru tocmai pentru a aduce gazul. La fel și la Bicaz Ardeal, domnul primar. Deci vă dăm exemple de cum se creează o conexiune directă între administrația și Bruxelles, nu doar la modul ipotetic-teoretic, ci și la modul practic. Nu aș trece cu vederea și vreau să întăresc ce a spus colegul meu, domnul deputat, domnul președinte al Organizației Municipale Roman, pe două obiective importante. Spitalul regional. Dragii mei, cu toții ne confruntăm și ne izbim, măcar o dată pe an, cu probleme pe sistemul medical. Direct sau indirect. Dacă nu vom avea puterea să gândim macro și să rezolvăm problemele macro, vom sta blocați în diferite spitale municipale, județene, care sunt necesare, dar pentru un act de sănătate imediată, pentru a rezolva o problemă imediată. Dacă vrem să rezolvăm la nivel structural, trebuie să avem un spital regional în Iași, în Craiova, în Cluj. Axele de finanțare pe sectorul 2021-2027 vor cuprinde acest lucru și colegii noștri europarlamentari vor susține. Acest lucru l-au făcut și până acum, dar trebuie să menționați și dumneavoastră, cum o spunem și noi, guvernul PSD nu și-a alocat nicio clipă atenția. În 2016 și în 2015 am fost personal de mai multe ori, și nu doar eu, și mai mulți colegi parlamentari și primari din municipiile Moldovei, la guvern și au cerut acest lucru. Era ministrul dezvoltării, domnul Dâncu. Au zis, da, am găsit și teren. N-au rezolvat nimic. Domnul Dâncu este membru PSD, este unul din gânditorii Partidului Social Democrat. Deci vă spun un obiectiv care trebuie realizat și colegii noștri vor milita pentru a avea axe speciale încă o dată. Iar autostrada, cred că este un deziderat pe care l-ați auzit de foarte multe ori promovat, dar până acum nerezolvat. Consider că este inadmisibil să fim în Uniunea Europeană și noi încă să vorbim despre autostradă ca despre o himeră. Să fie oameni de bine care vor în Suceava să demonstreze că se poate face și fac din bani privați un metru de autostradă doar că arăta cum pot să muncească ei ca și bun gospodar, iar noi să nu folosim fondurile europene pe care inclusiv Corina Crețu, în calitate de comisar european și membru PSD la acel moment, a spus că nu sunt folosite. De aceea v-am spus ce au făcut și ce vor face colegii noștri și vă spun și ce n-au făcut în continuare cei care sunt la Partidul Social Democrat și în actul de guvernare. 7 ani a spus domnul deputat că sunt de când conduc țara. Eu aș completa din 1989 și până acum, dacă faceți un calcul, o să vedeți că sunt 20 de ani consumați cu guvernare PSD. Faceți această analiză și vedeți ce au făcut în guvernările PSD și vedeți ce au făcut guvernările de dreapta. Fiecare au făcut și greșeli. Problema este modul în care vrem să guvernăm și să ducem această țară, în ce direcție. Spre Bruxelles, spre valori europene, spre democrație adevărată, sau să o ținem cantonată doar pe măsuri populiste, necesare uneori, dar populiste de multe ori, de a mări pensiile pe moment și în realitate când mergem la pompă să punem benzina să vedem că este mult mai scumpă, adică ce dă comună ia cu 2. Și noi în buzunarul nostru o ia altcineva. De aceea, vă rog și eu și vă cer, dacă se poate, prin intermediul noastră să ajungă mesajul la toți cititorii, la toți cei care vă urmăresc, ca pe 26 mai să transmiteți mesajul ca fiecare cetățean din Roman, din municipiul Roman, din zona metropolitană și din județul Neamț să meargă la vot. Consider că Partidul Național Liberal oferă o listă de candidați foarte bine pregătiți. Rareș Bogdan, jurnalist, practic vă cunoaște foarte bine meseria și se va lupta pentru libertatea de exprimare și nu doar, ci și pentru dezvoltarea României. A menționat cei 2 primari din municipii din județul Neamț de multe ori și o va mai face, ca fiind exemple de bună practică. Și domnul Micu și domnul Chitic. Domnul Hava l-a prezentat foarte frumos domnul Micu. Este om de administrație, știe ce ar de făcut. Locul 3 este Siegfried Mureșan, o persoană tânără care este ancorată în realitate, este purtător de cuvânt al PPE-ului și așa cum s-a spus puțin mai devreme, PPE-ul este cea mai mare familie a partidelor politice din Parlamentul European. Și PPE-ul este cel care va oferi și președintele Comisiei Europene și probabil și președintele Parlamentului European. Așa că avem unde trebuie deschidere, doar noi trebuie să alegem ceea ce trebuie aici în țară. 4. Domnul Blaga se va lupta pentru a fi România membru cu drepturi depline în Schengen. E o poveste care de foarte mult timp a fost trecută în vedere la diverse de actuala guvernare, iar prin măsurile care le-au luat n-au făcut decât să îngreuneze. Trebuie să fim membri Schengen și cei care au mediul de afaceri aproape de ei știu foarte bine ce înseamnă. Adina Vălean, pe locul 5, la fel. Domnul Buda, pe locul 6, care vă spuneam puțin mai devreme de agricultură și la fel este foarte implicat. Pe locul 7, Dan Motreanu, pe locul 8, domnul Falcă, pe locul 9, domnul Bușoi. Și lista, la să zicem, în prima decadă o închide domnul Marijan Marinescu, care la fel este foarte activ. V-am oferit... Poftim? Pe transporturi. Da, pe transporturi, da, succes. Parlamentul European. De asta v-am făcut o trecere în revistă ca să vedeți că avem despre ce vorbi și pozitiv și nu ne axăm atenția de a vorbi negativ despre ceilalți pentru că vrem să vorbim despre noi pozitiv, dar trebuie să conștientizeze toată lumea cât stăm pe loc, pentru că nu avem autostradă, pentru că nu este spital regional, pentru că mediul de afaceri nu este susținut în realitate și toate aceste lucruri sunt din cauza unor guverne PSD care a afectat și bugetele locale, cum s-a spus puțin mai devreme. În încheiere, mergeți la vot pe 26 mai, votați Partidul Național, este situat pe lista 5 pe buletinele de vot, mergeți la referendum, exprimați-vă dreptul de vot pentru a alege o Românie europeană, pentru a alege România în primul rând și pentru a pune județul Neamț în primul rând. Vă mulțumesc și vă stăm la dispoziție cu întrebări. Pentru întrebări. Mai este o săptămână de campanie. Cum vedeți că s-au desfășurat activitățile vis-a-vis de cea noastră, de celelalte partide? Au fost probleme, au fost incidente în teritoriu, v-ați confruntat cu anumite situații deosebite? Cum v-a recepționat alegătorul în mediul rural, în mediul urban, mesajul? Eu aș spune următoarele 2 lucruri. 1. A fost o campanie calmă și civilizată. Exemplul pe care îl voi da va dovedi că suntem foarte bine recepționați. Este evenimentul de pe 9 mai de la sala polivalentă, unde peste 5.000 de oameni au venit în sală să susțină PNL, au venit de bunăvoie, fără promisiuni și fără a avea, exact, fără a avea mijloace oculte, în care fiecare organizație PNL din județul Neamț și-a dovedit puterea de mobilizare, Menționez aici forța organizației municipale Roman, care prin profesionalism și prin empatie a reușit să câștige sala, și la fel este și în mediul rural. Și domnul deputat, și domnul primar, și eu, și colegul nostru, domnul senator Țapu, și Dragoș Chitic mergem în teritoriu, fiecare în zone diferite, nu în același timp, în același loc, dar ne rotim și acoperim tot teritoriul și nu am avut până acum exemple în care cineva să-mi spună că ne vorbește urât sau nu ne întinde mâna și ne trimite acasă. Și față de ceilalți, mesajul cum e recepționat? Că au fost date exemple, uitați ceilalți ce fac? Negative, da. Foarte multe. Foarte multe. Pentru că puteți simți... Inclusiv de la deplasările pe care le-au avut, unde au fost scoși oameni angajați din primării, îndeosebi în mediul rural, paznicii, cei de la ISU, voluntarii care lucrează pentru primării și beneficiază de anumite facilități, asistații sociali. V-am spus că am fost în aproape 30 de comune și continuăm activitatea și avem semnale de acolo din zonă, mulți plătiți, altora cu promisiuni, alții cu amenințări. Nu e treaba noastră, așa construiesc, așa vor merge mai departe. Noi am mers pe principiu, noi ne vedem de treaba noastră, spunem ce avem de spus și spunem oamenilor lucruri care se văd, care se pot demonstra, nu vindem chimere. Iar ceea ce afirmăm, ceea ce angajăm, angajăm cu responsabilitate. Nu spunem că vom construi noi orașe pe lună, spunem că vom încerca să dezvoltăm comunități aici pe pământ, aici în România, aici în Moldova, aici în Neamț și peste tot. De ce se va concretiza mesajul în ultima săptămână pentru alegători? Două mesaje vreau să dau. 1. Populația toată să meargă la vot și 2. Să voteze Partidul Național Liberal. Mai sunt alte? Da. Încep cu domnul primar. În câte săptămâni sau luni au fost aprobate cele 8 proiecte care au fost aprobate și de cât timp sunt depuse celelalte 10 care stau să aștepte și, în opinia dumneavoastră, din ce cauză crezi că s-a prelungit atât de mult perioada asta de verificare, de aulelei pe marosă? Eu vă spun că undeva pe parcursul unui an, între primăvara anului 2017 și vara anului 2018 am depus cele 18 proiecte cu finanțare europeană. Sunt proiecte depuse oarecum în aceeași perioadă, pe axe diferite este drept. La unele am semnat contractele de finanțare, la celelalte încă nu avem niciun feedback. Avem proiecte depuse, spre exemplu, dacă mi-aduc eu bine aminte, undeva la începutul septembrie, cel pe extindere ambulatoriu, care deja a intrat în evaluare, am primit un primul rezultat de calificare administrativă și ulterior nu s-a mai întâmplat nimic, aceasta s-a întâmplat cred că vreo 2 luni în urmă. Practic e un blocaj din punctul meu de vedere, fie lipsa resurselor umane în ceea ce privește evaluatorii, pentru că sunt evaluatori externi, fie lipsa finanțărilor. Vă mai spun un alt efect nefavorabil tuturor administrațiilor publice, dar nefavorabil și guvernului, implicațiile Ordonanței 114. Acolo unde toate contractele în vigoare au crescut, toate studiile de fezabilitate, toate reviziile au crescut și au dificultăți inclusiv la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, pe PNDL, ANL și așa mai departe. Deci nici până la ora asta n-au semnat pe ANL actele adiționale cu noile valori. Ceea ce înseamnă că, iată, se termină acum și luna mai, 5 luni pierdute din acest an, în care nu s-a întâmplat absolut nimic. Atitudinea, sau, mă rog, măsurile care le-a luat PSD-ul la nivel național, credeți că au apărut din cauza lipsei de specialiști sau în spate sunt niște intenții mai puțin oneste? Este o îmbinare armonioasă între prostie și hoție. Adică au reușit de așa natură să pună oameni în poziții cheie și să-i schimbe cu o asemenea viteză, încât îți și greu de urmărit Iar dacă faci o analiză pe fiecare palier, vezi că cel înlocuit a fost o lumină față de cel care a urmat. Adică a fost un concurs cum reușim să facem o selecție și să punem din prost în mai prost, pe principiul nu contează cât de prost ești, dacă ești de-al nostru și ești PSD, poți să fii pe o poziție cheie. Negândându-se că acest lucru aduce nu doar un deficit de imagine la nivelul Uniunii Europene, și ați văzut că la summitul de la Sibiu, când în paralel cu summitul PPE și socialiștii europeni s-au întâlnit, nici măcar nu i-au invitat pe membrii PSD din România, deși sunt membri a acestei familii politice a socialiștilor europeni. Deja buhul s-a dus, iar la fonduri europene, pentru rezultate deosebite în neatragerea fondurilor europene, doamna Rovana Plumb a fost pusă prima pe listă. A pus-o pe listă, a început campania, ministerul l-a legat la gard și evaluările se fac, așa cum spune și domnul primar Lucian Micu, din când în când și cât mai rar, fondurile europene nu se atrag, iar doamna Rovana Plumb, conducătorul listei candidaților la deputat european a PSD, merge să exporte acest lucru și în Uniunea Europeană, cum nu putem atrage bani europeni în România și știm să-i lăsăm altor țări care au mai multă abilitate pentru a atrage aceste fonduri. Despre acest lucru vedem și vorbim și vedem, nu vă spun lucruri care nu pot fi demonstrate, vă spun lucruri pe care le vedem zi de zi, zi de zi. Toate aceste lucruri se întâmplă, iar neperformanța se datorează celor două elemente clar susținute și promovate în PSD. Pe de o parte prostia, pe altă parte hoția. Prezent la București, Manfred Weber a zis că PNL-ul are capacitatea, dar și că ar trebui să scoată cel puțin 10 euro parlamentar pentru a avea un cuvânt greu de spus la Bruxelles. Acum, privind și manifestarea care a avut loc la Piatra Neamț, unde s-a avut o sală, cred că a fost pentru prima dată când PNL-ul a reușit să aducă atâția oameni la un loc. Din județul Neamț. Și doar din județul Neamț. Din județul Neamț. Ce v-ați propus? Ce v-ați propus? Câți europarlamentari și-a propus PNL-ul să scoată în total pe țară? Și care ar fi procentele pe Neamț și pe Roma pe care vi le-ați propus ca tare? La nivel de țară ne dorim și consider că dacă lucrurile curg în direcția în care muncim, pot fi 10 europarlamentari. La nivelul județului Neamț, la fel cum nu am spus nimic înainte de evenimentul de pe 9 mai, lăsăm lucrurile să curgă pentru a arăta ceea ce se poate. Vrem ca fiecare dintre dumneavoastră să transmiteți mesajele pe care noi le promovăm în modul corect, cum ați făcut-o și până acum. Și așa cum am reușit pe 9 mai, vom reuși și pe 26 mai. Dacă colegii vor să vorbească despre municipiul Roman, nu... Noi încercăm și la Roman și în Neamț să păstrăm trendul național și să ne aflăm într-un rezultat foarte bun, care nu va prejudicia cu absolut nimic rezultatul național. Un alt punct de interes în agenda europeană a apărut zilele acestea, acum că se intenționează crearea unei rețele de universități în toată Europa, universități care să permită studenților să meargă într-o țară în alta să studieze. Vor face europarlamentari PNL efortul să aducă una din ele în România, poate chiar în zona Moldovei, că Transilvania am văzut că tot se fac investiții, tot la noi. În punct, la sfârșitul conferinței de presă veți primi programul pe mail. Toți colegii, toți dintre dumneavoastră care sunteți aici, este în punctul nostru, este în programul nostru de guvernare și dacă domnul deputat, ca și fost profesor sau titulatura rămâne, dorește să intervină pe educație, mai mult, cu drag, să completeze, dar este și vor face acest demers de a poziționa România ca un pol de dezvoltare educațională. Iar zona Moldovei trebuie ridicată pentru a fi la fel cum sunt universități din afară, că vorbim din Marea Britanie, că vorbim din Germania, Sheffield, Constance, chiar dacă sunt localități mai mici, dar centre universitare mari, Clujul, a început acest demers prin Universitatea Babeș-Bolyai, care a reușit și a centralizat să fie un singur consorțiu de reprezentare în relațiile cu exteriorul, cu exteriorul. Și ultima chestiune. Eu pe învățământ n-aș intra, pentru că v-aș lua cel puțin o oră. Uitați ce se întâmplă acum în învățământul românesc. Uitați acest, și-mi scuzați cuvântul, pupincurism, care se întâmplă inclusiv în județul Neamț. Deci, după ce lumina educației naționale, doamna Abramburica, care practic a bulversat acest învățământ, a fost în 4 mandate, pe diferite perioade de timp, ministru, vine și descoperă acum că trebuie dezvoltat învățământul profesional, când ea l-a închis și l-a distrus. Vine și decapitează clase de liceu, punând în schimb clase de învățământ profesional, ceea ce nu e rău pe termen mediu și lung, dar nu poți de anul ăsta pe anul viitor, că nu ai maestri, nu ai inginieri, nu ai ateliere școlare, pentru că s-au distrus toate atelierele de formare a deprinderilor și competențelor unități școlare. Iar la Neamț ce face inspectoratul? Ca să se pună bine cu ministerul și că arată că iau o măsură pentru dreptarea rezultatelor, organizează acum, la sfârșit de săptămână, încă o simulare. În loc să vedem unde sunt găurile, ce probleme sunt, învățământul este strangulat de birocrație. Mare parte din pădurile României sunt tăiate, stivuite frumos în dosare, bibliorafturi și hârtii, prin cabinetele metodice, prin secretariate și cabinetele directorilor. Mergeți și vedeți metri liniari de bibliorafturi și de hârtii în care nu se uită nimeni. Am creat un aracip, o instructură, în paralel cu ministerul, cu inspectoratele școlare, care vin și analizează hârtii. Le analizează și le evaluează la kilogram, nu știu, sunt foarte revoltat, nici nu vreau să intru mai mult în acest domeniu. Educația, care e pilonul de bază a unei societăți, parafrazând un mare scriitor, aș spune că acolo unde educație nu e, nimic nu e. Reușim să o ducem în coada săpii de lemn. E dureros ceea ce se întâmplă. Sigur că avem nevoie și Partidul Național Liberal are un punct de bază în susținerea educației, în a performa și la educația în media în general, în promovarea principalelor instrumente moderne, dar și în învățământul superior. Susținem acest lucru și în momentul când vom ajunge la guvernare veți vedea acest lucru. Niciun ministru nu poate să fie mai slab și împotriva învățământului decât cei pe care i-a promovat PSD-ul. Ultima chestiune. Referendum. Nu ne-ați vorbit despre el. Vă vorbim acum? Am spus mesajul și putem vorbi. Acum depinde cât de mult doriți să alocăm timp și pentru acest aspect. V-am spus mesajul și la sfârșitul intervenției, de a merge și a vota, pentru a alege direcția în care vrem să poziționăm România. Și înainte de a întreba dumneavoastră, vă mai fac eu o scurtă alocuțiune. Aș vrea să înțeleagă toată lumea. România, când a luat un drum, când a luat-o pe un drum, când a semnat niște tratate internaționale, nu le-a semnat persoana fizică care era în momentul respectiv președintele țării, prim-ministru sau ministru, ci le-a semnat statul român. Nu uitați campania și demersul public pe care l-au făcut și televiziuni și poporul român în 97 pentru a accede în NATO. Și nu au intrat în 97 românii în NATO, au intrat mai târziu, dar au fost primiți. Nu uitați demersurile pe care le-au făcut pentru a intra în Uniunea Europeană. Și a fost primită în România în Uniunea Europeană. Ei, așa cum eu când vin în organizația municipală Roman, vin cu drag și sunt primit cu drag și trebuie să înțeleg că și aici o familie care are reguli și regulile trebuie să le respect. Și ei la rândul lor înțeleg că suntem o familie și respectăm regulile și de la nivel de județ, așa trebuie să înțeleagă și România, dar nu mă refer la noi cei care suntem astăzi aici, ci cei care conduc România, că Uniunea Europeană este o construcție pornită din 1951 și care va dura mai mult decât își dorește un guvern sau altul, care toate sunt efemere, trecătoare și fiecare în funcțiile în care se află. Referendumul nu este doar pe o temă de justiție în care trebuie să spunem da sau nu pe o întrebare sau două care sunt în momentul de față pe buletinul de vot. Este pentru a implica societatea și a alege clar direcția. Nu cred că ne dorim să avem România precum Ucraina sau alte țări care au avut în anumite momente dificultăți și au trebuit să iasă în piața din Kiev un număr foarte mare de oameni pentru a da un semnal. Nu mai avem nevoie de așa ceva. A fost în 2017 în Piața Victoriei, după OG13 și altă întrebare. Nu trebuie să transmitem astfel de semnale, ci trebuie să transmitem că suntem un stat predictibil și predictibilitate înseamnă un singur lucru. Dacă spun că anul ăsta fac asta, asta o să fac, la anul o să fac aia, aia o să fac și peste 5 ani aia o să fac. Nu sunt adeptul ideii de a vorbi doar despre justiție și de a transforma tot într-o retorică cu buni și răi. Doamne ferește, fiecare în viață greșește, dar trebuie să admitem un singur lucru, că atunci când am stabilit o lege bună sau rea și a fost votată de atât de mult timp, nu mai putem schimba în funcție de bunul plac. Așa cum se spunea puțin mai devreme pe educație. Păi pe educație vă spun un lucru care l-a subliniat și îl întăresc. Cine a distrus școlile profesionale? Cine a distrus școlile profesionale? Verificați cine era ministru. Cine este acum ministru? E aceeași persoană. Și acum ne dăm seama că avem nevoie de învățământ dual. Păi dacă facem o greșeală acum, peste 5 ani la fel o să ne dăm seama cât de mult am pierdut. De ce să pierdem timpul ăsta? De asta vă rog, transmiteți mesajul, lumea să meargă pentru a vota la referendum și pentru a vota da, din punctul meu de vedere, pentru că lucrurile nu sunt doar în alb și negru, cum sunt în întrebarea respectivă, ci sunt și într-o zonă de gri în care nu trebuie să rămână țara. Trebuie să-și aleagă un drum corect spre a avea valorile democratice clar îmbrățișate. Și, dacă vreți, intrăm și în politică internațională pentru a vă arăta dualitatea. Nu poți să spui că într-o zi muți capitala la Ierusalim și după 6 luni faci poze cu un alt ambasador și neutralizezi ce ai spus. Lucrurile astea au făcut ca România să piardă un loc în Consiliul de Securitate al ONU, care era important să-l avem. Și toate doar pentru interese de moment. Legat de întrebare, scuze, m-am pornit pe un... Dacă doriți, orice. Eu aș completa aici un anumit lucru. Vă aduceți aminte o replică celebră a unui PSD-ist, eram să zic celebru, nu, notoriu. Mă refer la domnul Codrin Ștefănescu, întrebat într-un studio de televiziune de ce fac ceea ce fac și călăresc justiția și o mutilează, o schimonosesc de câte ori doresc, a spus pentru că își permit și pot. Acest pentru că își permit și pot este la umbra voturilor pe care le-au obținut în 2016. În baza acelor voturi, PSD-ul are înrădăcinată credința că pot să facă oricum, că oricum românii îi susțin. Ei, prin acest referendum se arată că românii nu susțin oricând, oricum și orice. Și pentru probleme, într-adevăr, vitale, de importanță majoră pentru România, atunci când dorim să schimbăm paradigma pe anumite domenii, trebuie să mergem la cetățean și să-l întrebăm. Iată, dacă vreți, și justificarea acestui referendum. Apropo de referendum, nu am intenția să-l întreb, dar că tot se vorbește. 3 sferturi dintre românii pe care i-am întrebat, nici măcar nu am înțeles a doua întrebare a președintelui la referendum. Nu am înțeles-o. Mi se pare alambicată și nu am înțeles sensul. Întrebarea mea este, odată cu campania electorală pe care o derulați în acest moment, le explicați oamenilor ce anume înseamnă cele două întrebări? Sigur. Sigur, da, facem acest lucru. Înțeleg? Da, înțeleg. Înțeleg. Acum, cum să spunem, noi vorbim în general cu cetățenii în sensul în care venim și lămurim asemenea lucruri și nu doar asemenea lucruri, în general ceea ce privește politica existentă și proiecția către viitor. Practic ăsta e și rolul unei campanii electorale, a face o radiografie a momentului, în ce suntem, ce au făcut ei, ce ne propunem noi, care-i viziunea și cum ne dorim să facem și cam care ar fi orizontul de timp. În acest sens și această problemă o discutăm, o dezbatem și o lămurim. Românii mai au o experiență cu un referendum care nu s-a aplicat. Credeți că va avea aceeași șansă? Aici nu e vorba de a aplica, aici e tocmai de a nu intra cu picioarele legislația privind justiția. A arăta PSD-ului că nu poate să facă orice pentru că își permit. Că românii nu sunt de acord și nu se pot culca la adăpostul voturilor pe care le-au luat în 2016 și de atunci lucrurile mult s-au schimbat. Și românii au așteptat ceea ce am spus la început, autostrăzi, spitale, școli, dezvoltare regională, creșterea nivelului de trai. Și nici de cum modificarea legilor justiției într-un mod care nu are un punct de vedere competent și respectarea a ceea ce a spus Comisia Europeană, Comisia de la Veneția, statele de drept care au tras semnale de alarmă. Trăim într-o comunitate largă, trebuie să ne respectăm și să mergem în ideea unor valori europene. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc. Vă mulțumim frumos. Și mulțumesc încă o dată gazdelor pentru primire și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Consider că dacă am reușit ca astfel de conferințe de presă să fie în fiecare săptămână, și cei care nu au înțeles a doua întrebare și cei care nu au reușit să vadă de ce nu s-a aplicat referendumul din 2009, vom câștiga fiecare dintre noi mult mai mult. Mulțumesc domnului deputat pentru găzduire și domnului primar. Și succes pentru zilele orașului și la mulți ani, Roman. Doamne ajută! Mulțumim. Doamne ajută!